Administrația locală din comuna Bănești a demarat lucrările pentru o nouă clădire în satul Urleta. Aceasta va fi construită în spatele actualului dispensar și în ea va fi amenajat un cabinet stomatologic. Este amplasat, proiectat în spatele dispensarului din Urleta. Are o suprafață utilă de 52 de metri pătrați și deasupra o masardă pentru a-i da diverse utilități, ori pentru medici care nu are posibilități de cazare sau în ultima perioadă au apărut și anumite opțiuni din partea unor tehnicieni dentari care vor să-și deschidă cabinet deasupra în zona mansardei. Cetățenii din Urleta vor beneficia de prețuri mai mici pentru consultații. Vor avea niște beneficii, așa cum beneficiază de altfel și de consultul la ecografie. Noi le dăm cu titlul gratuit aceste construcții, urmând ca medicul de specialitate să și-l doteze cu materialele necesare și în felul acesta să scadă prețul de cost al consultațiilor. Clădirea respectivă va fi gata în maximum 6 luni.